Dinamoviștii continuă negocierile cu Cosmin Contra, al cărui contract este scadent în vară. Directorul sportiv al Albroșilor, Ionel Dănciulescu, spune că dinamoviștii nu au niciun plan de rezervă în cazul în care antrenorul nu își va prelungi înțelegerea și a asigurat că nu au fost discuții cu Vasile Miriuță. Contra a rămas însă rezervat în declarații. Negocierile sunt negocieri, pe mine mă interesează meciul de mâine. Mă deranjează că se mai aude că ar putea veni domnul Miriuță? Pe mine nu mă deranjează nimica asta, în România nu mă mai deranjează nimica. Eu sunt concentrat la ce am eu de făcut, nimic mai mult. Albroșii s-ar putea despărți din vară și de unul dintre cei mai buni jucători. Din 2015 în Ștefan cel Mare, Anton Palici nu a ajuns încă la o înțelegere cu Ionuț Negoiță. We speak in general about the situation. There is a chance for you to stay at Dinamo? Yes, of course there is a chance. Mijlocașul croat, în vârstă de 28 de ani, este în atenția mai multor cluburi din Rusia.